Teoria de azi a fost propusă de David Pistea. Propune și o teorie și ar putea apărea în clipul următor. Știu că veți arunca din nou cu banane stricate mine pentru că voi folosi o teorie de tipul totul se întâmplă în mintea lui. Dar hold tight, pentru că teoria asta chiar are sens. Zic asta pentru că Chowder este destul de mic ca vârstă, iar o astfel de teorie să spune că poate fi plauzibilă. Atunci când ești copil îți imaginezi des lucruri și vezi lumea altfel. Cam asta se întâmplă și cu Chowder, care vede lumea într-un mod diferit. Toate personajele sunt un mix de mâncăruri și monștri, lucruri ce ar putea explica și imaginația bogată a lui Chowder. Teoria asta nu vorbește despre vreo comă, nebunie sau ceva de genul, ci este mai mult o explicație logică. Chowder se vizualizează pe sine ca fiind o combinație între un urs și o pisică, scopul său fiind de a deveni un bucătar în toată lumea. Motiv pentru care se imaginează ca fiind o combinație între două animale este că adoră aceste animale. El are o preferință pentru alimentele exotice, de asta și principalele personaje poartă nume de alimente exotice. Bine, un șnițel nu este așa de exotic pentru noi din România, dar andivele, gazpacho și kimchi sunt. Probabil Chowder locuiește undeva prin Coreea, de unde provine salata fermentată, adică kimchi sau kimchi, nu știu cum se zice. Mang este o rudă a lui Chowder, dar șnițel ar putea fi un angajat al bucătarului. Motivul pentru care șnițel vorbește folosind doar un singur cuvânt, și anume șnițel, ar putea fi faptul că înjură destul de mult. Truffles este o femeie de afaceri care se ocupă de tot ce înseamnă organizarea bucătăriei și a serviciului de curierat. Probabil îl face pe Chowder să creadă că are puteri magice pentru că acesta să se comporte frumos. Gazpacho ar putea părea genul acela de tip dur, dar el ar fi de fapt de treabă. De asta îl vedem ilustrat sub formă de mamut. Andiva este antagonistul serii, dar e posibil ca în realitatea să fie de fapt prietenă cu Mang, rivalitatea dintre ea și acesta să fie una făcută doar pentru a stârni imaginația copiilor. Nu în cele din urmă, Panini este o fată obișnuită care nu are idee de ceea ce înseamnă prieten și nu știe despre ce vorbește Chowder când îi spune că nu este prietenul ei. Da, teoria asta este mai interesantă așa pentru faptul că chiar ar avea sens dacă am crede că totul se întâmplă în mintea lui Chowder. Dar ok, cam atât pentru azi, puteți da like paginii de Facebook pentru a fi la curent cu ce mai nou pe aici și afla primii noi informații despre Killer Bananas. Și bineînțeles un subscribe că ne ajută, un like și de ce nu să vă uitați și la alte clipuri. Dacă lăsați un comentariu cu @KillerBananas sau @KillerBananas, vă voi răspunde într-un mesaj pe Instagram. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Așa de puțin. Oribil. Popescu, Lavinia. Teoria asta e de tot căcatul. Pulă, ce musculos te-ai desenat.